Vom continua oul croșetat pe care l-am început, oul decorativ. Am terminat cele două rânduri de câte formate din arcuri de câte 6 ochiuri de lanț. Acum voi continua prin a lucra. Am făcut deja 5 ochiuri de lanț. Voi intra în arcul următor și voi închide cu un picior scurt. Apoi din nou voi face 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5 și voi intra în următorul arc și voi închide din nou cu piciorul scurt. Așa cum vă spuneam, am început cu întuneric și termin cu întuneric și aceasta a doua parte a tutorialului. Voi face din nou 5 ochiuri de lanț. Și voi intra în următorul arc. Voi închide cu un picioruș scurt. Și vom continua în felul acesta. Acesta va fi un tutorial mai scurt, pentru că este partea finală. Dimineața nu am avut timp, pentru că deja trebuia să încep orarul de lucru. Voi termina acum și mâine dimineață va fi prezent pe YouTube și pe grup. Așa cum vă spuneam, acesta este un model pe care eu l-am primit anul trecut de la doamna Maria Selete. Eu anul trecut am lucrat și originalul, apoi am făcut diferite versiuni. Și aceasta va fi o versiune modificată, pentru că, așa cum știți, nu vreau să copii pe nimeni. Voi face în modul în care ceea ce realizăm să fie și frumos, dar să fie deosebit de ceea ce este deja. Nu știu, pe alte canale de YouTube ori pe Pinterest unde se găsesc. Deci continuăm să facem aceste arcuri compuse din 5 ochiuri de lanț și vom lucra astfel un număr de 4 rânduri. În momentul în care vom termina aceste 4 rânduri, noi ne vom reîntâlni. Deci 4 rânduri de arcuri formate din 5 ochiuri de lanț. Am încheiat cele 4 rânduri de arcuri formate de câte 5 ochiuri de lanț. Acum, după cum vedeți, eu am pus aici această clamă pentru a ști exact de unde am început rândurile. În același fel puteți proceda și dumneavoastră pentru a avea o evidență clară. Acum voi lucra un număr de 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Voi intra în arcul următor, voi închide cu piciorul scurt, voi face din nou 4 ochiuri de lanț, voi intra în arcul următor și voi închide cu piciorul scurt, 2, 3, 4. Vom închide, vom continua în felul acesta, lucrând arcuri de câte 4 ochiuri de lanț, de jur împrejur,
dar de această dată vom face doar un singur rând. Deci, după cum vedeți, ne apropiem de sfârșitul acestui proiect și apoi la sfârșit vom ajunge și un pic de danteluță, să-i spunem, 2, 3, 4, pentru a-i da un aspect mult mai frumos, mult mai elegant. Deci veți vedea imediat ceea ce vom face. Noi vom continua lucrând aceste arcuri de câte 4 ochiuri de lanț, voi face doar un singur rând și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am terminat acest rând de arcuri formate din 4 ochiuri de lanț. Acum vom lucra un număr de 3 ochiuri de lanț. Trebuie să văd bine croșetul aici. 1, 2, 3. Voi intra în următorul arc și voi închide cu piciorul scurt, ca de obicei. 2, 3. Pentru că trebuie să creăm acea deschizătură, să spunem așa, în formă, să dăm acea formă de o lucrării noastre. Din cauza aceasta, acum fac aceste lanțuri, aceste arcuri format din mai puține ochiuri de lanț. Deci acum vom lucra un rând de câte de arcuri formate din 3 ochiuri de lanț. După aceea, când lucrarea va fi terminată, va fi nevoie de un balon care va face de suport pentru lucrare, pentru că va fi nevoie să apretăm și să se usuce, iar pentru a-i da forma corectă avem nevoie de un balon pe care îl vom introduce în interiorul acestui ou și îl vom umfla, bineînțeles, după care vom apreta lucrarea. Pentru apretat eu folosesc întotdeauna aracetul pe care îl diluez foarte puțin, cu foarte, foarte puțină apă și fiind foarte puțin diluat, atunci bineînțeles că lucrarea va sta cum trebuie. Facem acest rând din arcuri formate de 3 ochiuri de lanț. Așa cum vă spuneam, eu nu fac modelul original pentru că întotdeauna îmi place să în lucrările pe care le fac să pun de la mine, să vin cu ideile mele, cu să inventez practic deci continuăm făcând aceste arcuri din 3 ochiuri de lanț.
cum vă spuneam, vom veni și cu un pic cu noutate în sensul că vom aplica un pic de model și aici la pe ultimul rând al lucrării. Va fi ca o danteluță și va arăta foarte frumos. Eu sper să se vadă ceea ce fac. Cum vă spuneam, anul trecut am lucrat acest model în trei forme. I-am aplicat până și mărgeluțe. Oricum, fiecare dintre ele a fost dintre ouăle pe care le-am lucrat au fost foarte frumoase și bineînțeles în interior fiecare va crea aranjamentul în funcție de preferințele pe care le are. Poate crea un cuib ușor, poate pune înăuntru câteva ouă, dintre acelea în miniatură, dacă găsiți la jumbo sau idei de unde vă puteți procura diferite accesorii. Dacă nu, se poate pune înăuntru fie o găinușă, fie un puișor croșetat. Fiecare va crea în interior decorul pe care îl dorește. La fel și cu lucrarea în sine, eu am ales această culoare galbenă de data aceasta pentru a lucra, dar puteți lucra și cu alb, puteți lucra și cu roșu, indiferent, cu roz, culoarea care doriți. Am ajuns și la capătul acestui rând în care am făcut aceste arcuri de câte trei ochiuri de lanț. Acum, în interiorul primului arc care urmează, voi face un număr de 5 piciorușe duble înalte. Scuzați că din nou lumina îmi joacă peste. Deci voi face 1 al cincilea picioruș, apoi în următorul arc vom face un picioruș scurt, după care ne vom deplasa către următorul arc. Voi lua de două ori firul pe croșet și voi face din nou un număr de 5 piciorușe duble înalte. Dacă în interiorul acestui ou doriți să puneți aceleași flori care le-ați văzut în fotografia pe care am pus-o ieri pe pagina grupului, să știți că pe canalul de YouTube găsiți tutorialul pentru modul în care puteți executa acele flori. Eu
în acest an voi decora interiorul în alt mod. Deocamdată încă mă gândesc. După cum ați văzut, am făcut din nou 5 piciorușe duble înalte și am închis cu piciorul scurt în arcul următor. Acum voi continua din nou cu cele 5 piciorușe duble înalte și în felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului și a lucrării, pentru că acesta este ultimul rând. De aceea vă spuneam că este un tutorial mai scurt. Practic lucrăm în interiorul unui arc aceste piciorușe, iar în următorul vom face doar piciorul scurt. Face ultimul, al cincilea. Ceea ce va ieși pe margine va fi această danteluță. Noi vom continua astfel de jur împrejur și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui ultim rând. Voi închide și acest evantai aici în primul picioruș scurt din arcul de la începutul acestui rând. Acum voi tăia firul și voi închide lucrarea. Vom ascunde firul dedesubt, fie cu acul, fie cu croșetul, depinde cum puteți și cum sunteți obișnuite. Eu voi închide cu croșetul. În felul acesta voi căuta un nou loc aici unde pot închide. Voi face câteva noduri, 2-3 noduri, și astfel lucrarea noastră va fi gata. Eu sper să vă facă plăcere, să încercați acest model. Mi-ar face mare plăcere dacă ați da un like la aceste lucrări, atât pe pagina grupului, dar mai ales pe YouTube. Cine vede lucrările mele și sunt pe plac, dacă nu este înscris încă, vă rog să vă înscrieți pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Vor urma și alte noutăți, vom face și alte lucrări în funcție de zilele, de sărbătorile care urmează, care vor fi. Acum eu vă voi arăta dacă reușesc, dacă nu, vă rog să nu râdeți de mine, dacă reușesc să umflu balonul pentru a-l pune oul. Voi încerca să folosesc această metodă cu această pompiță, pentru că nu pot sufla.
Eu voi încerca. Nu știu dacă reușesc. Nu pot sufla cu gura pentru că îmi sar bypass-urile pe care le am. Voi încerca să fac în modul lent, în modul în care dumneavoastră să puteți observa. Sper să reușesc. Dacă nu veți face dumneavoastră singure, important este ca lucrarea să se întindă foarte bine pe balon. Mi se dezumflă, nu-mi stă. Dumneavoastră veți umfla, așa cum vă spuneam, singure. Eu mai încerc o dată. După ce ați umflat balonul și l-ați oprit, veți așeza foarte bine lucrarea pe balon și apoi, bineînțeles, uitați-vă ceva de acest tip ar trebui să fie și apoi veți apreta. Voi vedea dacă reușesc altfel, voi avea nevoie de ajutor. Sper că da, am reușit. Sper că am reușit. Eu a trebuit să recurg la această pompă. Pentru că, așa cum vă spuneam, nu am voie să suflu, să fac eforturi prea mari. Sper să reușesc să-l leg. Am reușit. Uitați-vă în ce mod este aranjat lucrul, ceea ce am lucrat. Acum, ceea ce urmează va fi doar să apretăm și să punem la uscat foarte bine lucrarea. Însă, cu atenție, să nu puneți balonul pe calorifer sau pe sobă, pentru că se va sparge. Îl veți lăsa, dacă este posibil, să se usuce singur în aer liber. Eu, dacă reușesc, voi face tutorial să vă arăt modul în care îl voi apreta. Și sper să reușesc. Eu atât am dorit să vă prezint. Acest tutorial îl veți găsi mâine dimineață atât pe canalul de YouTube cât și pe grupul de Facebook. Așa cum vă spuneam, vă rog foarte mult să dați un like, să lăsați un comentariu la aceste lucrări și dacă vă plac, de ce nu, să vă înscrieți pe canalul meu de YouTube. Sunt Tatiana Andrie și vă mulțumesc pentru atenție și ne vom revedea foarte curând cu noi tutoriale, cu noutăți, vor urma noutăți. Vă mulțumesc! La revedere!